Mă întorc din nou la dumneavoastră, doamnele începătoare. Un pic mai devreme am lucrat coroniță, acum vom lucra acest model de fulg. Eu l-am lucrat tot în firul Lisa Lurex. De data aceasta voi lucra cu culoarea roșie, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea mai bine, să puteți distinge mai bine ceea ce lucrez. Tutorialul îl voi încărca mâine dimineață, mâine, duminică fiind, astfel încât dumneavoastră să aveți timp să-l urmăriți. Acest model de fulg poate fi lucrat și cu firul de macrame, bineînțeles, va fi mai micuț, însă eu am dorit să lucrez cu fir mai gros, să puteți vedea mai bine modul în care se execută. Deci, așa cum vă spuneam, voi folosi culoarea roșie din firul Lisa Lurex. Acest tip de fir nu trebuie apretat. Dacă decideți să lucrați în macrame, veți avea nevoie de apret. Voi folosi de această dată croșetul numărul 2. Vom avea nevoie de foarfece și de un pic de răbdare. Astfel vom începe să lucrăm. Pentru început voi face ochiul de lanț, după care voi lucra un număr de 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Mă voi întoarce și voi închide în cerc cu picioruș alunecat și în acest moment voi începe lucrul. Vom face un număr de 11 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Mă voi întoarce în cercul format și voi face un picioruș scurt. După care din nou voi face 11 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mă voi întoarce din nou în cerc, voi închide cu un picioruș scurt. Și vom continua în felul acesta, de jur împrejur, creând 10 astfel de, cum să spunem, de segmente. Deci, după ce am creat aceste 10 segmente, noi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul acestui rând, am lucrat cele 11 ochiuri de lanț, acum voi închide totul în cerc, cu picioruș alunecat de data aceasta. Vom scurta firul, deci îl vom tăia și vom închide această parte a lucrării. În timp ce am lucrat, am ascuns pe mijloc celălalt capăt de fir. Apoi, mai târziu, îl vom ascunde și acesta. Acum din nou vom face un ochi de lanț și cu acesta vom intra aici în mijlocul unei petale și voi face pentru început un picioruș scurt. Acest fir apoi, pentru a-i da un pic de stabilitate, îl vom ascunde. După care vom face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Vom intra în cea de-a doua petală. Vom face un picioruș scurt. Apoi din nou 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Vom intra în cea de-a doua petală, vom face un picioruș scurt, vom crea în felul acesta.
intra în următoarea petală, vom face un picioruș scurt și în felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am lucrat ultimele patru ochiuri de lanț. Voi intra exact în locul unde am făcut primul picioruș scurt din mijlocul primei petale, unde am început acest rând. Voi intra și voi închide totul cu fir alunecat în felul acesta. După care mă voi deplasa cu fir alunecat în corespondența primului arc format aici și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în spațiu, voi forma cel de-al doilea picioruș dublu. Acum voi lucra două piciorușe duble înalte. Am luat de două ori firul pe croșet, voi intra în interiorul spațiului, voi face primul picioruș dublu înalt, din nou de două ori firul pe croșet, voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, le-am închis împreună, voi face trei ochiuri de lanț care vor forma un picot. Aceste trei ochiuri de lanț le voi închide aici la bază, unde am unit cele două piciorușe duble înalte, am făcut fir alunecat, vom împinge un pic să avem spațiu suficient. Din nou voi face două piciorușe duble înalte, deci am luat de două ori firul pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt, două piciorușe duble, ne facem loc întotdeauna în felul acesta, 1, și cel de-al doilea picioruș dublu, iar aici în spațiu unde am unit cu picioruș scurt, deci în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, voi face din nou un picioruș scurt. Aceasta este prima parte. Apoi voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi face din nou două piciorușe duble. Două piciorușe duble înalte, primul și cel de-al doilea, deci la piciorușele duble înalte luăm de două ori firul pe croșet și le lucrăm, acum le unesc împreună. Voi face cele trei ochiuri de lanț pentru a forma un picot. Voi intra aici, la bază, unde am unit piciorușele duble înalte. Voi închide cu fir alunecat. Ne facem loc. Lucrăm alte două piciorușe duble înalte. Cel de-al doilea, două piciorușe duble, 1, 2, în corespondența piciorușului scurt vom face din nou un picioruș scurt și vom continua în felul acesta. Fiecare spațiu vom lucra în același mod, două piciorușe
duble, două piciorușe duble înalte, un picot, alte două piciorușe duble înalte, două piciorușe duble, iar apoi e piciorușul scurt între ele. Noi ne întâlnim la capătul rândului, lucrăm singure, modelul este ușor, după cum vedeți, de aceea am spus că este un tutorial pentru doamnele începătoare, bineînțeles și doamnele avansate care nu cunosc acest model pot lucra, nu este interzis. Din nou două piciorușe duble înalte. Două piciorușe duble. Piciorușul scurt. Corespondența piciorușului scurt și vom continua singure. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum nu ne rămâne decât să închidem fulgul și vom intra aici în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând. Voi face fir alunecat. Voi tăia firul, îl voi scurta, vom închide lucrarea. Eu între timp am ascuns și celelalte capete de fire, iar acum vom ascunde și acest capăt de fir. Dumneavoastră veți ascunde așa cum veți putea, fie cu croșetul, fie cu acul, cum vă este mai ușor. Și iată că am realizat din nou un ornament pentru iarnă, pentru brăduț. Așa cum vă spuneam la început, repet din nou, poate fi lucrat și în macrame, apretat, bineînțeles, poate fi lucrat în culori diferite. Acesta este rezultatul. După cum vedeți, în funcție de fir, unul este mai mare, unul este mai micuț, oricum, rezultatul final este același. Apoi, când doriți, cu firul transparent, veți intra aici și veți forma partea cu care să-l atașați în brăduț. Am lăsat deoparte microfonul, sper că s-a auzit bine ceea ce am realizat. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și ne reîntâlnim cu noi tutoriale. Vă doresc o zi frumoasă, iar mâine dimineață ne întâlnim pe YouTube cu acest nou model de fulg. La revedere, o zi frumoasă și o îmbrățișare tuturor!